Salutare, chat, și bine v-am găsit cu un nou mic episod, mai scurticel de data asta. Stați așa un pic, să văd unde mă duc eu acum. Nu mă duc aici, că e prea scurt. Uite, mă duc aici. Că și așa nu e aproape. Bun, așa. Bun, așa. Bun, mi-am făcut și traseul. Hai să plecăm. Nu mă remotorul, nu, asta zic chat. Bă, băieți, bine v-am găsit cu încă un nou episod din minunata noastră serie de story time-uri, povești și păreri cu mine. Iar în episodul de astăzi o să fie povestit cum reușesc eu ca de fiecare dată în timpul sărbătorilor de Crăciun, Paște, de ziua de naștere, de zilele orașului, din sărbătorul la care eu mă duc și particip și eu, să mă răcesc. În sensul ca să nu pot să beau ce mai ar trebui să bea tot omul. Asta e o regulă la mine de vreo câțiva ani încoace. Nu pot scoate din cap întrebarea asta, cum naiba mă răcesc eu. Cum mă răcesc eu în fiecare an de sărbători. La mine, dacă sărbătorile se știe, foarte rar, dar foarte rar scap, ca să nu am probleme cu răceala, cu chestia. Acum câteva zile mi-a început să mă dă răcută, practic de acolo, de la episodul ăla de joia trecută, de când am pus video cel fără sunet, am lăsat, adică fără a vorbi eu pe fundal, am lăsat doar sunetul de la motor să se audă. În episodul ăla ziceam că mă doare foarte rău gâtul. Și încerc să-mi revin, să fac cumva să-mi revin ca să pot să filmez restul de episoade. Dar problema e că ne luând niciun medicament și anul ăsta vreau să fentez un pic, să văd, că pentru că există o explicație, o să vă ajung și acolo imediat. Se spune în felul următor: încerc să evit ca să nu trec să iau medicamente, că culmea că tot timpul așa mă răcesc o săptămână înaintea evenimentelor, gen Crăciun cu o săptămână înainte, cum e și acum, Paștele cu o săptămână înainte și acum, de ziua mea cu vreo săptămână, două înainte, de ziua mea mă răcesc, de zilele orașului la fel. Mă culmea că anul trecut de zilele orașului am scăpat, slavă Domnului, că chiar aia vorbeam cu prietenii cu care m-am dus, bă, că anul ăsta zic că am scăpat de zilele orașului și am putut să beau și eu ca tot omul, dar ideea e că, bă, tot timpul parcă e un semn, ca gen, bă, lasă-te de băutură, știi, dar culmea e că nu consum alcool în cantități industriale, nu consum alcool, că așa vreau eu consum alcool în principiu moderat și zilele orașului, sărbători, că mă duc pe undeva, în rest nu prea consum alcool, că așa sunt eu. Și culmea e faza că când va trebui și așa mai departe, nu se poate, pentru că mă prinde răceală. Mă, și culmea că în restul anului
Și acum, de exemplu, anul ăsta, asta până pe la sfârșitul lui noiembrie, mânecă scurtă la muncă, când colegii mi erau cu veste pe ei deja, cu mânecă lungă, eram în mânecă scurtă la muncă și nu aveam nici pe dracu, nu mi-era fric deloc. Dar e bună întrebarea asta. Tot timpul la chestii de genul mă răcesc. Bun, hai că am zis că anul ăsta îl fentez, pentru că există explicația și explicația în felul următor. Toată chestia asta mă ține doar de sărbători. După vreo 2-3 zile când au trecut toate sărbătorile și program normal la muncă, program academic de sărbători și numai sunt sărbători mari, nu un calendar, că astea sunt la ordinea zilei, mai ales la români. Bă, nu am nici pe naiba. Acum, ideea e că câteva zile la rând, acum de vreo o lună, mi-a fost afundat nasul. Dar afundat nasul și în sensul că, adică nu mi-era afundat nasul, curgea nasul, dar nu mi-era afundat, aveam toate simțurile, aveam tot. Și îmi curgea doar nasul. Mi-a trecut, m-a ținut vreo o săptămână, două, mă zis, mi-a trecut. De joia trecută, de când am postat chestia, că atunci m-a durut foarte tare gâtul, de atunci a început gâtul. Acum gâtul o să mă ține până după Revelion, când o să mă întorc apoi la muncă, după zilele alea două libere de la muncă. O să mă țin până atunci faza asta cu gâtul și după aia e gata, nu o să mai am nici pe naiba. O să vedeți atunci, o să mai fac un video și atunci o să vă zic dacă e așa sau nu, dar credeți-mă pe cuvânt că așa se întâmplă la mine de vreo câțiva ani încoace. Nu mă întrebați de ce, pentru că nici până în ziua de azi n-am găsit răspunsul la această întrebare mirobolantă și nu cred că o să găsesc prea curând. Am întrebat și medici și ce naiba, cu tata. Am întrebat și medici și am întrebat și pe mai mulți, am întrebat-o pe mătușa mea care lucrează la spital. Dar am întrebat pe mai mulți medici pe care bă, ne uită ce știu. Bă, zice, nu știu ce să zic, dar culme. Ceva nu e ok cu... Ceva zice, nu e prea ok. Și dovedise, știi, adică, bă, uite, m-am dus la medicul de familie, i-am povestit. După asta vreo câteva săptămâni, mă duc la el, bă, domnul doctor, uite, îmi curge nasul, mă doare gâtul, tușesc, na, tot este în funcție. Da, wow, ok, răceală, nu e problemă. Mamă, sunt pe roșu. Iar așa mi-a intrat pe roșu chat, rezervorul de păducă, dar mie așa îmi place. Alimentez și apoi ud fratele meu să mă alimentez, asta ca o paranteză. O trecut perioada aia cu sărbători, chestii, nu știu ce, revin acum la story time-ul care vi-l zic. O trecut perioada aia de sărbători sau nu mai știu ce, naiba, așa nu știu ce, m-am dus la control. A, ești gata, nu mai nimic, nu mai curge nasul, nu te mai doare gâtul, ești ca nou. Da, zic, eu ce v-am zis în momentul în care am venit și v-am spus? Zic, asta la mine se întâmplă doar pe parte de, pardon, de sărbători. Când vin sărbătorile, când vine ziua de naștere, când vine zilele orașului, când sărbătorile, Crăciunul, Revelionul, Paștele, sărăcit. În restul anului, da, mai prinde o răceală, două, de vorba aia, dar... Că se întâmplă, dar... Na. Mă lași? Mă lași, mersi cu o metre. Dau o bere din banii tăi. Vorba aia. Și am zis că... Acum, anul ăsta, o să vreau să-l fentez.
Nu iau medicamente pentru că de Crăciunul nu îl țin, adică îl țin acasă în familie, că în fiecare an tot așa l-am ținut în familie. Dar Revelionul nu îl țin acasă, îl țin în altă parte, la un prieten. Și hai să zicem că na, de Revelion, ca tot omul, se mai întâmplă să mai bei mai un alt. Dar, na, e ok. Acum, ce o să zic, CFR nu este CFR. Bun. Culmea ironiei e acum, iarăși. Fix cu o săptămână înainte de Crăciun, mă răcesc chiar, mă dau răgătul, iar nu știu ce. E clar că dacă mă duc la medicul de familie să-i spun chestia asta, a, gata, antibiotici, ce roșu în gât, răceală, na, știi, clar, adio, mânc băutură, știi, pe Crăciun și Revelion. Bă, dar câte curbe au ăștia aici? Întreb așa și eu pentru un prieten. Stânga, dreapta, stânga. Mă rog, în fine. Așa, și... Nu, ăsta... Vedem acum cum o să fie. Că sunt foarte curios. Dacă tot așa o să fie, e clară treaba. Că... Ia, stați așa un pic chat, că o să blocăm drumul aici, că o să intrăm aici cu spatele pe drumulețul ăla. Wow! Bun. Dăm și noi drumul la avarii. Așa, băgăm un marșalier, scoatem și noi capșorul ăsta pe geam, hai, mă mișcă. Hai că ne mișcăm, încercăm să ne mișcăm repede să nu blocăm circulația. Mersi cu metre, mersi. Vorba aia, dau o bere din banii tăi când o fi să fie. Băgăm frumos șel aici, mă. Și noi o parcăm aici. Apoi în față. Așa. Bun. Și ce vreau să zic, asta e faza, stai să oprim șovarile. Asta vreau să zic că gen, bă, băiatul anul ăsta o evit frumos. Nu iau, încerc să iau medicamente, nu nimic, și să vedem dacă ne trece de la sine după sărbători. Dar, cum ziceam, o să mai fac un episod pe faza asta, după sărbători, și o să vă țin la curent. Dar, credeți-mă pe cuvânt, cum am mai zis, așa o să fie. Că mă cunosc deja. Bun, Jad, hai să nu mai prelungim episodul ăsta foarte mult. Așa, în încheiere, vreau să vă zic că... aparent, acum când am intrat în joc, adică astăzi fiind joi, mă? Cred că da, joi, stați să vedem. Calendar, da, joi, data de 15, cu 2 zile înainte de să fie fix o săptămână de Crăciun. Crăciunul și Revelionul, s-a băgat în Eurotrack un
Bă, date, un event de Crăciun pe care am să-l vreau să-l fac. Imediat după ce se postează video-ul ăsta pe YouTube, apare public, vom da un drumul la un liveanu în care vom face eventul. Vă spun atunci în live-ul ăla despre ce și cum și unde se face și așa mai departe. Dar e ok. Bun. Hai să nu mai pierdem timp, mă pun. Și să închei aici minunatul episod. Și așadar și prin urmare, eu vă spun atât. Acesta a fost încă un episod din seria noastră minunată de Storytime-ul povestitir păreri cu mine. Aici se sfârșește. Așa că nu uitați să dați un subscribe, un like, un share acestui video, pentru că astea toate trei mă ajută, bineînțeles, foarte mult. Nu uitați în ultimul rând de clonțopelul ăla. Nu uitați în ultimul rând de clonțopelul ăla, pentru că ăla e foarte mai important ca să vă notifice momentul când voi posta alte episoade din seria asta, alte live-uri și nu numai. Până atunci, vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat și care vă veți abona în continuare. Am văzut că vă place mult seria asta și noi ne auzim pe live, cam în vreo jumătate de oră, maxim o oră, și în episodul următor. Până atunci, bye bye, v-am salutat, aveți grijă de voi. Bye bye, chat.